Salutare și binevenit la Dani pe net. Ce faci? Te uiți la clipuri pe YouTube, nu? Eu beau un vin alb, că e bun. Mi s-a făcut poftă de un spritz și am găsit vinul ăsta în frigider. Ce? Și te uiți așa, nu? E vin. E vin alb, nu? M-am cam grăbit eu și de-aia arată așa. Sau, dacă mă gândesc mai bine, cred că am poftă de un vin fiert. Apropo, vreau să vă zic că am modelat în 3D o variantă a lui Brlp. Am niște proiecte faine în minte și o să am nevoie de un Brlp care să arate puțin mai realist. Băi, pulă! Ce, mă? Nu mă mai învârti! Ok, de ce? Că borăsc! Unii dintre voi m-ați întrebat din ce era făcută fața aia de Arnold Schwarzenegger pe care am băgat-o la un moment dat într-un episod. Adică asta. Da, și am zis că e o idee bună să vă arăt colecția mea de actori preferați, adică livecast-urile din Ipsos, pe care le-am cumpărat acum vreo 2 ani și ceva, parcă. Hai să vedem. Primul e Nicolas Cage. Bine, ar trebui să vin mai aproape. Stai să mut lumina mai în spate, că altfel nu o să se vadă nimic. Primul e livecast-ul lui Nicolas Cage. În traducere, Nicolae Cușcă sau Nicu Pușcărie. Al doilea este Patrick Stewart, adică profesorul Charles Xavier în X-Men și Jean-Luc Picard, capitanul, în Star Trek. Apoi Arnold Schwarzenegger. Cum se realizează un livecast? Ei bine, se ia mulajul unei fețe, de regulă se folosește alginat, iar matrița astfel obținută se umple cu gips. De exemplu, în cazul de față. Și bineînțeles, Johnny Depp. Savvy? Iar pentru fețele lui Arnold Schwarzenegger și Patrick Stewart am făcut o matriță și i-am turnat în rășină. Același material din care am făcut și căpățânile de Terminator, pe care le știți deja. Și i-am vopsit cu acrilice, pentru a încerca să imită culoarea pielii. Iar Patrick Stewart are într-adevăr niște proteze oculare, de-aia ochii lui arată mai realist. Savvy. Așa, vă mulțumesc mult pentru clipurile pe care mi le-ați trimis. A fost super faine. Așa, păi hai să le vedem atunci, nu? În următorul clip îl vom cunoaște pe cel mai deștept om de pe planetă. Adică acțiunile sale spun totul, nu? Mă, eu zic să lăsăm în pace pe om. Adică săracul, în mod clar, a înțeles greșit expresia să ai scaun la cap. Da, încă puțin și avea scaunul în cap. Nu cred că era rău, nu? Să presupunem că mergi cu prietenii pe lac, la o baie, și stai și tu frumos ca omul și tu câinele. Știi? Adică toată lumea a făcut așa ceva, nu? Da, și deodată se întâmplă ceva neașteptat. Băi, dă-o dracu, mă. Adică știu că toată lumea duce lipsă de autostrăzi, nu numai noi, dar chiar așa? Știi, mai rămâne să punem semafoare în lac, trecere de pietoni pe fundul oceanului, pentru rechini, și mai facem bordel pentru sirene, dacă e cazul, nu? În clipul care urmează, o să facem cunoștință cu cel mai mare campion mondial la box. Îl vedem în timp ce se antrenează. Victorie! Victorie!
Victorie! Frate, sfatul meu este să mai încerci o dată, dar cu ceva mai mare. Mai mare, mult mai mare. Nu? Până să ne trimiți clipul. Și aplicația de azi. Mai țineți minte site-ul Midomi din episodul 9, unde cântai o melodie și site-ul ți-o recunoștea? SongTapper de pe board.com este și mai simplu. Nu trebuie decât să bați melodia. Hai să încercăm cu ceva simplu. Ia să vedem. Na 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 la 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 la. Iron Man. Bravo, a găsit-o. Încercați și voi. Poate iese. E într-adevăr foarte util în cazul în care îți sună în minte o melodie și vrei să afli cum se cheamă. Cam asta e. Și încă o dată, mersi fain pentru clipurile trimise. Din nou, dacă ai găsit ceva interesant pe internet, fie că e un clip sau o aplicație sau dracu știe ce, trimite un mail la contact@danipenet.ro. Și mă găsești pe Facebook. Savvy. Apasă acum butonul subscribe și vei avea orgasme multiple.